România încă producem aproximativ 25-30% din energie din cărbune. Sunt 11 termocentrale în țară. Cele din Gorj sunt cele mai mari, Turceni și Rovinari. Și totodată cei mai mari emițători de CO2. Aici am 40 de ani de când sunt, 41. Din 77 eu-s venit aici. Nu știm dacă am plecat, că pământul nu ne-l plătesc. Doar casa, că zic că mediul ne plătește ca să ne mutăm. Și pământul, vedeți, am două vii care trebuie să le las pământul. Mai vin eu de pe unde mă duc să muncesc pământul aici, în bănchipul. Dar terenurile pe care le aveți, ziceți că nu vă dă bani? Nu ne dă bani, să venim să le muncim. Și cred că nu e puțin. Și am stat de vorbă cu doamna care le-a eliberat autorizația de la APM. Se poate că cum din pieptul le-a dat legal. Acum nu știu cât de. Eu sunt de acord că ei la limită se încălzează la limita incintii acolo. Dar e gardul de 2 metri. Dacă ei nu sunt conști de așezare de planul geografic, asta e problema. Am mai venit să vă zic că să vă exproprieze, să vă mute sau doar pe ăștia de pe partea doar pe. Dar cred că asta a fost o manevră între ei și conducerea de aici, ca să poată să-și ia autorizație. Au făcut un plan. Din ce am înțeles că se înceapă exproprierile, au plătit câteva case și dacă s-au mai dus alții, cum ar fi, am zis că vecinii s-au dus și ei cu actele și au zis că nu, partea de peste drum nu. Păi da, pe și că atunci și care treaba? Noi nu suntem afectați, da, numai partea de... Păi da. Nu, asta e o școală a lor. Altă poate într-un an, doi, o să înceapă și aici, acum nu știu. Este azi povești vechi. Cred că nu mai începe. Dacă și-au văzut treaba... N-am cerut de... în principiu să fim strămutați. Noi le-am cerut să rezolve problema asta cu zgomotul și cu care, dar dacă ei nu poate să rezolve problema, asta este, n-avem ce să facem. Merg la capacitate, eu n-am nimic, văd eu, asta este, produce curent, face de avânt, asta nu înseamnă că trebuie să mă omor pe mine. Sau le-am mai explicat eu și la gardă, doamna, dacă eu vin și iau coșul de gunoi de la mine din bătură, să-l vărs la dumneata în bătură, îți convine? Așa fac ăștia. Mizeria o aruncă la noi. Ca să produci curent, trebuie să ne omori pe noi aici. De acord, bă, fă ceva cu noi și atunci poți să faci și vrei și pe aici. Da, vezi că nu se face nici, nici în grădine, astea, pomii, fructe, uite, nu e un măr, nu e nimic. Merile, prune, mer, nu. Eu cred că numai din cauza praful ieșirii asta. Anul trecut nu, anul ăsta nu, ăla nu. Da, nu. Și înainte, când nu era termocentrala, făceați, aveați copaci pe aici? Da, aveam copaci, aveam fructe, aveam. Și făceau fructe atunci. Și, dacă cenușa asta nu a murit. De pe floare. Da. Și a picat. Da. Deja nu mai e rentabil să produci energie din cărbune. Energia solară este mult mai ieftină. Sunt o serie de costuri ce vin la pachet cu producerea energiei din cărbune. În primul rând, există acel principiu poluatorul plătește la nivelul UE, în care dacă emiți o tonă de CO2 în atmosferă, trebuie să cumperi un certificat de emisii de CO2. Acest certificat, prețul lui este gândit să crească din ce în ce mai mult, să descurajeze producțiile care produc multe gaze cu efect de seră. Mecanismul principal prin care ele sunt penalizate se numește schema de tranzacționare EU ETS. Din 2018 până în prezent, mai cu seama, prețul acestor certificate a crescut enorm. În Uniunea Europeană vorbim de un maxim atins undeva în aprilie 2019 de aproape 30 de euro pe certificat.
Asta se va închide numai în momentul când nu va mai fi cărbune. Dacă se închid carierele și nu mai funcționează carierele, e pericol. Totul e legat de termocentrala asta. Făcea un praf, dezastru. Puneai rufele curate și le luai murdare. Asta e situația, asta e Rovinariu. Dacă se închide mineritul, s-a terminat cu totul. Și nu mai, și Târgu Jiu. Pentru că și în Târgu Jiu toate au fost legate de minerit aici. Și n-are rost să mai stăm, căutăm să le dai să pleci de aici, să fie care de unde a venit, că ăsta nu e locatare. Deci din toată țara asta a venit și s-au stabilit aici, că a venit de tineri. Da, Ceaușescu, deci atunci s-a forță de muncă, că aici nu pot să spun mie că sunt locatar de aici. Oamenii, toată lumea e provenită din toată țara asta. Este de mulți ani o responsabilitate a guvernului și a partidelor politice și a decidenților politici de a găsi o soluție la această mare provocare economică. Din păcate, nu au fost nici pe departe utilizate în măsura suficientă fondurile europene, programele disponibile, ca într-adevăr să se ofere o alternativă acolo. Practic s-a creat un nod de complicități economice și politice în aceste bazine miniere care au păstrat acest fundament monoindustrial și au menținut, dacă vreți, captivă o forță de muncă. Se confruntă cu provocarea unui colaps iminent. Ce faci în cazul în care nu mai poți susține economic un astfel de complex energetic? Trebuie o abordare mult mai cuprinzătoare pentru aceste zone monoindustriale, în care statul trebuie să gândească un pachet mult mai complex de măsuri și să trateze cu maximă responsabilitate destinul acestor oameni, care ani și decenii la rând și-au pus în joc sănătatea ca să asigure energia de care a avut nevoie această țară. Am copilărit aici. În copilărie era foarte multă poluare acum. În primul rând a fost aiurea în timpul școlii generale, deoarece unul dintre depozite era exact în spatele școlii. Pe teren, dacă ieșai să alergi, te umpleai de cenușă, destul de greu de respirat uneori. Mai ales băieții la fotbal, întotdeauna erau negri după oră. Sunt medic primar pediatru, sunt în vârstă de 80 de ani, lucrez în această meserie de la terminarea facultății, specializarea. Am făcut-o în spitale din București, lucrez la spitalul Rovinari. Arderea acestor combustibili fosili incompletă produce o serie întreagă de produși chimici care, în combinație cu alți factori din mediu înconjurător, duc la apariția unor factori foarte nocivi atât asupra plantelor, animalelor, cât și asupra sănătății umane. Bolile respiratorii sunt pe primul plan. Bolile respiratorii și acest lucru se reflectă foarte pregnant în domeniul copiilor care au o imunitate mai scăzută. De ce? Pentru că imunitatea se creează în timp. Ori, dezvoltarea individului este absolut împietată de acești factori care vin și îi reduc foarte mult imunitatea. Producția de energie din cărbune distruge mediul și sănătatea oamenilor, iar când vorbesc de distrugerea mediului, mă refer la partea de exploatare a cărbunelui. Trebuie să defrișezi păduri, să distrugi case, comunități. Noi, ca Greenpeace, am contestat în instanță autorizația de mediu pentru Rovinari, pentru termocentrală. În trecut era valabilă pentru 10 ani, de anul trecut s-a modificat legea și e valabilă pe toată durata vieții. Nu suntem de acord cu extinderea duratei de viață a termocentralei pe durată nelimitată. Dincolo de logica economică imediată și uneori meschină a diferiților agenți economici, care consideră că li se impun lor costuri prea mari, trebuie să ne gândim că, de fapt, miza este
una mult, mult mai mare, și anume viitorul nostru și a copiilor noștri. Există alternative la producția de energie din cărbune. Mă refer la energiile din surse regenerabile. Energia solară, energia eoliană, deja sunt mult mai ieftine. Noi milităm pentru un sistem descentralizat. În momentul de față, energia este produsă în unități mari, centralizate, în termocentralele astea uriașe. Un sistem al viitorului ar arăta în felul următor. Fiecare om, fiecare gospodărie să-și producă singură energia și să o consume la locul unde este produs. Trebuie să înțelegem că lucruri pe care noi le facem până în anul 2020 vor avea cel mai mare impact pentru anul 2050. Nu putem să închidem termocentralele pur și simplu fără să înlocuim energia produsă de acolo cu alte surse de energie, de preferabil 100% regenerabile. Conceptul ăsta de tranziție justă acum 3 ani nu exista, a fost introdus și la nivelul Comisiei Europene și cu ajutorul nostru. Există acea platformă numită Regiuni Miniere în Tranziție. Valea Jiului este singura regiune de la noi din țară care s-a înscris în acest program și vor beneficia de sume mari de bani tocmai pentru a investi în proiecte care să ajute la tranziția comunităților de la partea de cărbune la orice altceva. Condiția e să fie sustenabil.